Bună ziua, dragii mei, bună ziua, dragile mele! Am să fac această etalare pentru fiecare zodie în parte, săptămâna 8-14 iulie, ia să nu mă înșel, să nu spun altceva, 8-14 iulie. O să fie o etalare pentru toate planurile, căci dragostea până la urmă mai trece și prin stomace. În deschiderea generală a clipului de jos o să aveți și timpii. Pentru zodia Berbec, haideți să vedem la ce să vă așteptați în această săptămână. Asta în cazul în care nu ați plecat în vacanță și vă relaxați, doar vă relaxați. În această săptămână este vorba despre foarte mult romantism, este posibilitatea unei regăsiri cu o persoană cu care v-ați certat sau ați avut așa un parcurs dubioșel, în ideea în care au fost o serie de reveniri, certuri, conflicte. De asemenea, este posibil o împăcare foarte drăguță și pe la serviciu cu persoane cu care ați fost sau sunteți în conflict, că este angajator, că sunteți angajator, colegi de serviciu. Cred că ajungeți până la urmă la un rezultat din care ambele părți au de câștigat. O călătorie, de asemenea, spuneam, posibil într-o vacanță sau este posibil să faceți o călătorie pentru că urmează să semnați niște acte. Poate să fie vorba despre o tranzacție, poate să fie vorba despre un dosar, poate să fie vorba despre un examen, poate să fie vorba despre o cerere în căsătorie și atunci trebuie să dați cu bățul. Cred că trebuie să fiți un pic atenți sau atente, nu trebuie nimic, ar fi foarte bine să fiți atenți sau atente la a fi foarte echilibrați în a lua hotărâri, în a lua decizii, mai ales dacă aveți de semnat o tranzacție, un contract sau un job nou. Pentru că în această săptămână pare că există foarte multe emoții și aveți și posibil o invitație la un eveniment social, la un eveniment monden. Iar pe partea de iubire există mult romantism, schimbare foarte interesantă în carieră ați putea avea voi, unii berbeci, dar și părăsirea unei relații toxice. Divorț, partaj, probleme legale, paternitate, pensie alimentară, aveți atenție la amenzi de circulație. Și din cauza grabei s-ar putea să stricați treaba dacă aveți un rezultat la un examen auto. De asta zic, pe partea aceasta auto. Mare atenție în această săptămână. Pentru Tauri 03-24, săptămâna 8-14 iulie, zodia Taur, horoscop. Stați departe de tot soiul de conflicte pentru că cineva își dorește foarte tare să bage bățul prin cald sau voi s-ar putea să fie adunat atâta tensiune și s-ar putea să vi se pună pata exact pe cine nu trebuie. Și din acest punct de vedere s-ar putea să fie niște rezultate nefavorabile, mai ales dacă aveți niște obiective concurente. Tot soiul de conflicte cu ceilalți. Pe la serviciu și în familie aveți grijă, cu prieteni, cu familie, cu copii. Sunteți sau stați așa ca pe un butoi de pulbere. Acest conflict s-ar putea să schimbe destul de nefericit această săptămână și să vă provoace instabilitate financiară. Probabil că sunt unei tauri care le ajunge la os și în felul acesta să își dea să dea demisii, să plece din... Sau partea plină a paharului este că
Ați putea să văd, acum nu faceți ce spun eu, să aveți alte oportunități. Se întorsese o carte asta, o caut, vis-a-vis de acele, vis-a-vis de niște oportunități. Echilibrați balanța financiară pentru că plecați dintr-un serviciu și vă angajați imediat în altul, dacă ați depus vreun CV. Da, îl pierdusem în sfârșit, o să iau o carte. Dar reconciliere, împăcare și recuperare. Deci este posibil ca după acest conflict să aveți posibilitatea și unei împăcări. Împăcare și cu cineva cu care v-ați certat. Că poate să fie partener, că poate să fie coleg, colegă, părinți, copii, etc. Și recuperarea unor bunuri pierdute, recuperarea unei sume de bani împrumutate. Ce ați pierdut vine la voi în această săptămână. Pentru gemeni, 0606, ce schimbare. Muncă în echipă. Posibil să fiți avansați, să aveți o intrare frumoșică de bani, datorită muncii voastre, bineînțeles. Propuneri de asociere, parteneriate și cooperare. Cursuri, foarte bine dacă le-ați începe în această săptămână. Formare, formare profesională și personală. Foarte multe întâlniri, foarte multe opțiuni de călătorie, de vacanță, de ce nu? Există o persoană care o să vă dea un sfat venit din inimă, pe care ar fi bine să îl urmați. Acte de caritate, voluntariat, donații, la fel, cineva s-ar putea să vă doneze chiar un loc de muncă, poziția sau în munca voastră, în carieră, este o schimbare foarte interesantă de carieră prin faptul că cineva renunță, pleacă din job și următorul sunteți voi, dar vă dă postul respectiv pentru că îl meritați, nu pentru că a plecat persoana respectivă. Se întâmplă să cineva să abandoneze și să vină altul mai bun în loc. În dragoste s-ar putea să aveți niște opțiuni, dar nu vă convin aceste opțiuni. S-ar putea să primiți niște mesaje, niște invitații, dar nu vă convin. Oportunități. Atenție că cineva s-ar putea să vă dea bloc sau să nu mai vrea să comunice cu voi, mai ales dacă sunteți propuși pentru o schimbare de carieră, avansați sau sunteți răsplătiți financiar pentru munca pe care o depuneți. Există cineva căruia poate să fie o energie feminină care nu suportă faptul că avansați în carieră și s-ar putea să vă bage bețe în roate. Există de asemenea o propunere de la o persoană, există posibilitatea să vă facă o propunere pentru faptul că sunteți un bun colaborator. Iar dumneavoastră să spuneți ok, n-aș putea să-i fac asemenea lucru celelalte persoane. Să iau locul de muncă sau să, în sfârșit, ceva de genul acela. Dar persoana aia n-are nicio legătură cu voi. Încearcă pe cât de mult să vă bage bețe în roate, cum spuneam. Și atunci ar putea să vă blocheze. Ok, RAC 0906. Ia să vedem, săptămâna 8-14. 8-14 iulie. Aici s-ar putea ca unii raci să aibă niște problemuțe cu copiii, cu nepoții. Foarte multă nostalgie, foarte multă melancolie. Reuniuni de familie, probabil la finalul săptămânii, niște reuniuni de familie. Nu se întâmplă ceva spectaculos în această săptămână pentru raci, ci mai degrabă petrecerea timpului liber de calitate cu copiii, cu nepoții. Chiar sunt anumite călătorii către rădăcini,
casa părintească. Aici, atenție la casa părintească, nu, care nu se vinde niciodată. Nu știu dacă sunt situații în care ați vrea să faceți o tranzacție, dar din punctul acesta de vedere al unor tranzacții pe parte financiară sunt niște, nu piedici, energie stagnante. Și ar fi foarte bine să treacă aceste 6 zile, după care să ieșiți să găsiți o soluție extraordinară pentru o tranzacție. Renovare, vă luați altă mașină, cred că sunteți în așteptarea unor acte, unor decizii. Dar nu vă impacientați, că totul vine la timpul potrivit. Fiecare lucru vine la timpul potrivit. Opțiuni, oportunități. Deci dacă ați pierdut o oportunitate, stați liniștit, liniștită că veți mai avea alta, mai ales din punct de vedere financiar. Dacă n-ați obținut un împrumut sau, eu știu, tot ce are legătură cu intrarea în posesia unor drepturi, vor mai fi alte ocazii. 10.51 leu. Săptămâna 8-14 iulie. Aceeași carte a ieșit între... Da, și pentru leu, da, aceeași carte, ca și la rac. Simțiți nevoia să fiți mult mai aproape de nepoții voștri, de copiii voștri. Nu, la fel, nu se întâmplă ceva super spectaculos din punct de vedere al planului afectiv relațional. Mai degrabă, o recomandare din partea universului ar fi pe partea financiară, așa cum spuneam și la RAC, este nevoie să ieșiți din această energie stagnantă care durează și în săptămâna 14 iulie. Cupele sunt cumva goale, adică s-ar putea să nu primiți o anumită sumă de bani, s-ar putea să nu intrați în posesia unor drepturi care v-ar putea, bănești, care v-ar putea ajuta să faceți o schimbare pe care o doriți voi în viața voastră. Dar nicio problemă, că vor mai fi alte oportunități, adică sunt alte oportunități. S-ar putea să nu vă convină o anumită afacere, o anumită propunere, o anumită ofertă. S-ar putea să nu fie exact ceea ce vă trebuie în momentul de față, dar vor fi, asta trebuie să luați în considerare, că vor fi și alte opțiuni. Aveți opțiuni, aveți alte oportunități. După aceste 6 zile s-ar putea să aveți posibilitatea unei noi povești de iubire, de amor, iar cei care sunt în această poveste de iubire vor avea o săptămână în care vor exista acei fluturași în stomac. Pentru ceilalți vor fi alte oportunități. Fecioară, 12.35, săptămâna 8-14 iulie. Viață de familie fericită și împlinită în foarte multe cazuri pentru fecioare. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să faceți o călătorie pentru vacanță. Mi se pare că sărbătoriți reînnoirea unor jurăminte sau pur și simplu niște ani de la căsătorie, sau vă văd așa foarte zâmbitor, zâmbitoare, pe la niște reuniuni, petreceri, vacanțe, cum spuneam, călătorii. Nevoi emoționale și materiale satisfăcute, relații de încredere și acasă și la serviciu, deci așa ceva super mega spectaculos. Bine, spectaculos, mi se pare că sunteți foarte bine și în această săptămână. Aveți un nou început care ar putea să fie legat de o călătorie, sau în această călătorie aveți parte de un nou început. Există fecioare care vor lăsa trecutul în spate și vor fi gata să încerce o mutare. Într-o casă nouă, într-o relație nouă, într-un serviciu nou, într-un business nou. De ce nu? Pentru balanțe, 14.09. Săptămâna 8-14. Pentru balanțe. Sunt foarte multe balanțe singure, balanțe care se retrag în cochilia lor pentru că au nevoie să își ordoneze în minte, în suflet lucrurile. Sunt balanțe care pot începe niște cursuri de formare personală sau profesională, sau autocunoaștere, de ce nu, sau balanțe care devin niște învățători spirituali, cochetează cu această
profesie de învățător, profesor, lucru cu copiii, cu tinerii, public relations, în sfârșit. Dacă există niște planuri, necesită revizuire. Poate nu sunteți hotărâți să plecați undeva, într-un concediu, la mare, la munte, la orice împrejurare. Și anumite planuri necesită revizuire. Poate că aveți în cap să vă mutați sau să vă cumpărați o locuință, mai gândiți-vă. Nu vă grăbiți, nu dați cu ochii pe foc, priviți dincolo de ceea ce se întâmplă în momentul de față, pentru că există niște restricționări, autorestricționări, de exemplu. Lucrurile nu se întâmplă acum conform așteptărilor voastre, dar lăsați 7 zile să treacă din momentul în care vedeți această etalare și atunci o să vedeți că există noi și noi posibilități. Există oarecare lipsă de sincronizare. Adică nu este momentul oportun să faceți investiții, nu este momentul propice să, din punct de vedere financiar mai ales sau material. Deci mai așteptați un picuț. E timpul să te gândești doar la tine. E timpul să te gândești la ce vrei tu, la nevoile tale. Ia-ți un pic timp și alocă-ți timp, meditații, exerciții fizice, petrece mai mult timp cu tine pentru a intra din nou în echilibru. Sunt anumite balanțe care sunt puțin dezechilibrate din punct de vedere emoțional sau financiar, când nu știu unde să-și... Parcă n-au așa o motivație, n-au un obiectiv. Nu și-au setat încă un obiectiv clar. Pentru Scorpion, 16-31, săptămâna 8-14, o perioadă de foc, o săptămână de foc, dragii mei, dragile mele, cred că munciți foarte mult, prea multă muncă. Munciți foarte mult, vă afundați în muncă. Ar fi foarte bine dacă ați accepta ajutorul celorlalți. Pentru că cumva aveți așa o viață dezechilibrată și în această săptămână, probleme de sănătate cauzate de stres pentru unii scorpionei. Primiți un dar. Poate să fie dar spiritual sau primiți un dar sub forma unui mesaj, unui dar fizic. În sfârșit, o opțiune, o ofertă pe care ar fi bine să o luați în calcul pentru a trece de această perioadă de foc. Pentru săgetători, haideți să vedem săptămâna 8-14. Ei, voi vă reușiți să vă echilibrați foarte bine în această săptămână, dragii mei, dragile mele. Se încheie o etapă sau o situație dificilă sau mai puțin dificilă, dar oricum această situație pare că va transforma sau vă va transforma extraordinar. Posibil și la voi o mutare, posibil o schimbare semnificativă în carieră, pentru datorită acestei schimbări veți merge înainte sau această schimbare, această transformare vă ajută să mergeți înainte. Probabil există și o părăsire, părăsiți ceva, renunțați la ceva pentru a merge înainte, vă ține în loc ceva. Ceva vechi, renunțați la ceva vechi pentru a merge înainte. Vă desfaceți legăturile. Atenție la cineva care vrea să vă păcălească foarte tare în această săptămână, pe toate planurile. Pentru Capricorn, 18-51, săptămâna 8-14, pentru Capricorn. Viață de familie fericită, siguranță financiară, posibil să aflați în această săptămână o veste legată de bănuți și care vă asigură siguranța aceasta financiară, astfel încât voi puteți să faceți investiții sau pe termen lung sau să vă faceți planuri pe termen lung. Totul este magic în această săptămână, pentru că vă bucurați de fiecare moment așa cum vine el. Probabil în momentul în care încercați sau în sfârșit nu vă opuneți curentului și așteptați cu mințel, cu mințică calurile se întâmplă, le se întâmplă mai repede decât vă așteptați. Dar asta este o veste minunată, acea
veste din punct de vedere al planului financiar care vă ajută să vă faceți planuri pe termen mediu și lung din punct de vedere al banilor. Primiți o sumă de bani sau aveți această siguranță financiară care permite să aveți o viață de familie fericită. De ce nu? Există din punct de vedere al carierei niște evenimente repetitive, nimic concret. Propuneri, contracte, colaborări, dar nimic concret din punct de vedere al jobului. Pentru vărsător, 20-31, săptămâna 8-14 iulie, vărsătorii, aveți grijă la niște decizii nechipzuite care ar putea duce la un conflict, chiar conflict de muncă sau în familie sau, mă rog, parteneria sau copii. S-ar putea să vă grăbiți foarte tare să luați o decizie și nu este una fericită. Deci atenție la ce decizii vă gândiți să luați. Așteptați măcar să treacă cele 5 zile din momentul în care priviți această etalare, după care vă încercați să revizuiți. Nu vă avântați, nu luați decizii la nervi sub impulsul momentului. Învățați absolut orice puteți din situația personală prin care treceți. Considerați că este o experiență, nu este din orice suferință există o binecuvântare și gândiți-vă că putea să iasă mai rău. Reevaluați motivele celor care vor să intre în conflict cu voi. O săptămână conflictuală. De aceea încercați să nu vă contrați, mai ales pe la serviciu, pentru că există disponibilizări, există demisii, există conflicte care ar putea să ducă la tăierea salariului sau faliment. Dar dacă stați departe, nicio problemă. La fel, aveți grijă ce decizii nechipzuite luați, pentru că s-ar putea să fie vorba și despre niște divorțuri, separări. Atenție la relații extraconjugale, aventuri, înșelătorii. S-ar putea ca cineva la care vă gândiți să aibă o relație extraconjugală ca o oportunitate. Pești. 22-22. Wow, dar ce sincronizare. Ia să vedem la pești, săptămâna 8-14. Săptămâna 8-14. Păi, parcă vă așteptați așa la ce e mai rău, parcă nu se întâmplă nimic, vi s-au necat corăbiile, nu dormiți noaptea, anxietate, depresie, dar, auzi, tot ce puneți mâna în săptămâna următoare se transformă în bani. Oportunități, noi joburi, schimbare în carieră, bani, o intrare de bani neașteptată, să știți, la pești. Perioadă favorabilă. Acceptați cu încredere oportunitățile ce vor veni pe toate planurile în această săptămână, pentru că ele vă permit să aveți o vară, cel puțin, o vară absolut minunată. S-ar putea să plecați, s-ar putea să zburați, într-o vacanță, într-o călătorie. Vă văd zâmbind, vă văd că în sfârșit puteți să stați jos, să respirați ușurați și să puteți să dormiți noaptea, pentru că vă faceți griji pentru o anumită problemă. Nu puteți să dormiți noaptea din cauza acestei probleme, dar nicio problemă. Perioadă favorabilă, cu oportunități și cu reușite. Practic vă faceți griji degeaba, pentru că ce este menit să vi se întâmplă foarte drăguț. Semne, claritate, intuiție. Deci intuiți, nu vă mai faceți griji. Griji neîntemeiate, veți primi semnele unei reușite financiare și în iubire. Dragii mei, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Să aveți o săptămână superbă, cu foarte multe realizări. Mulțumesc pentru vizualizări, mulțumesc pentru mesajele voastre. Vă mulțumesc pentru cât de minunat sunteți. Vă iubesc, numai bine. Pa, pa!